Bună, bine ați venit la Pretty Tech! De curând a fost ziua mea și nu vă spun câți ani am făcut, nu e relevant, dar acesta este primul an în care nu am plecat pe nicăieri. Nu m-am văzut cu prietenii, nu am dat vreun mic party și nici măcar nu am ieșit la o terasă. Dar asta nu înseamnă că nu m-am distrat. Din când în când simțim nevoia de un party, de o petrecere unde să bem, să ascultăm muzică veselă și să dansăm, mai ales, și poate să ne și aranjăm. Dar ce te faci când îți este teamă să te vezi cu prietenii? Poate ești ipohondru sau poate prietenii tăi sunt sau poate nu ai prieteni. Ce? Se mai întâmplă, nu este o rușine. Eu vă recomand să nu vă oprească lucrurile astea. Mai bine dați o petrecere unde sunteți singuri invitați. Eu așa am încercat să fac. Și iată device-ul care vă poate ajuta. Sistemul audio Panasonic SCT Max 5, 250W. Super puternic, cu un bas extrem de profund și luminițe. Bune pentru party. Sigur, box arată mai bine într-un mediu plin de prieteni, dar își face treaba și dacă dansați singuri. Ea nu face diferențe, nu vă judecă, ea vă înțelege. Pe lângă toate specificațiile specifice unei boxe, de care o să vă vorbesc în continuare, vreau să vă spun care este funcția ei care mie îmi place cel mai mult. Este vorba de posibilitatea de a încărca telefonul chiar pe ea. Panasonic SCT Max 5, sau mai scurt T-Max 5, are în partea de sus încărcare wireless QE pentru smartphone. Super tare, nu? Pentru că este un sistem audio wireless, puteți conecta telefonul prin Bluetooth la ea și îl puteți pune la încărcat pe ea în timp ce faceți streaming. Cât de tare e asta, nu? Chiar și cu volumul la maximum, telefonul stă foarte bine, nu o să cadă. Are o zonă specială, care chiar dacă se mișcă, ține bine telefonul. Al doilea lucru care îmi place mult la ea este basul. Ador melodiile cu bas. Sistemul T-Max 5 are un port pentru bas reflex ce menține și nivelul de claritate pentru un sunet perfect, chiar dacă are foarte mult bas. Muzica este redată prin woofer-ul de 15 cm alimentat cu două amplificatoare, iar cele două tweetere de 5 cm asigură redarea clară a sunetelor de înaltă frecvență. Dacă nu știți ce am zis până acum, e ok. Înseamnă doar că se aude genial. V-am zis că are luminițe, o zonă circulară ce se poate lumina în diferite culori pentru o atmosferă de party, care arată bine și în interior, dar și în aer liber. Carcasa are două mânere interioare care te ajută să muți sistemul audio oriunde vrei și îl poți așeza pe verticală sau orizontală. Nu este foarte grea, are doar 6,5 kg și este destul de rezistentă la șocuri, dar aveți grijă cu băutura pe lângă ea. Boxa se aude bine și afară și poate schimba rapid o zi mohorâtă. Deși nu pare, este un sistem audio wireless, care nu doar că se conectează prin Bluetooth la telefon, dar se poate alimenta și de la o stație de încărcare sau de la o baterie externă cu o putere de ieșire de 2 ampere, direct printr-un cablu micro USB, asta dacă uiți încărcătorul ei. V-aș arăta asta, dar nu am o baterie așa puternică, dar vă asigur că merge. Așa puteți lua sistemul audio T-Max 5 și în vârf de munte. Ai și o aplicație specială de smartphone, se cheamă Max Panasonic, cu care poți face pe DJ-ul sau manelistul și poți să pui dedicații. Poți pune muzică de pe telefon, tabletă, alt dispozitiv mobil, prin USB sau cablu AUX, dacă o conectezi la un alt sistem. Iar pe partea frontală are foarte multe butoane ca să ai ce să faci dacă petrecerea ta te plictisește. Chiar dacă am încercat un review mai funny, sper eu, mai altfel, vă rog să mă luați în serios. Panasonic T-Max 5 este un super sistem audio ce merită toți cei 900 de lei.
O să mai vedeți această boxă sau sistem audio pe la mine prin postări, pentru că nu o să mă despart de ea, o să o țin într-o continuă petrecere.